Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea, în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare, ori și El te caută prin lume suspină, să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută
fugi de jertfa crucii tot mereu, că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar biserica cu slujbele cu rost. Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit satana cel smintit. Tu nu știi înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit satana cel smintit. Azi biserica te cheamă cu al său glas ca să vii la rugăciune în orice ceas și să slujba sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vin de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vin de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să-ntărească credința pe pământ. Numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să-ntărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine curate, cum le-a spus. Cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n și măicuța lui cea sfântă-l va păzi cu puterea Sfintei Cruci-l va umbri de satana cel smintit ce pe creștine i-a amăgit ca un host.
satana cele smintit, ce pe creștini a amăgit ca un host. Și îi trage nerătăcire mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și satana multe sate a dobândit, formând secte amăgitoare de suflete pierzătoare pe pământ. Fulind preoția și lucrul cel sfânt, formând secte amăgitoare de pierzătoare pe pământ, fulind preoția și lucrul cel sfânt. Să nu te lași amăgite, iubitul meu, de satana cel smintit, dușmanul tău. Vino Biserica Sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-n Biserica Sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata Biserica cea sfințită, să n-o uiți, că izvor de viață de la Sfinți Părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este pe pământ. În ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ. Pământul cu ale sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător, azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobânde. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Azi ești tânăr și-n frumusețe, bani, avere, dobânde. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost. Se va schimba pe vecii al vieții rost. Fiecare-și va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Fiecare-și va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul. Peste toate împărății va Dumnezeu. Biserica nu poate fi închisă.
chiar dacă adunările se închid, de veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricât ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinaxar.
Astăzi, 21 noiembrie, biserica noastră dreptmăritoare face prăznuirea intrării în templu a Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioarei Maria. Născută în Nazaretul Galileii, Fecioara Maria este fiica unică a dreptilor părinți Ioachim și Ana. Deși ajunși la bătrânețe fără a avea copii, Ioachim și Ana nu își pierduseră speranța că Dumnezeu le va asculta rugăciunea și le va dărui un urmaș. Fiind vestiți de Arhanghelul Gabriel că Dumnezeu s-a milostivit de ei și că pântecele sterp al Anei va rodi, părinții făgăduiesc copila ce urma să se nască lui Dumnezeu și slujirii în templul din Ierusalim. La vârsta de 3 ani, Maria este adusă la templu și primită ca un dar de mare preț de arhiereul Zaharia, cel ce avea să fie tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. De la Duhul Sfânt lui Zaharia îi se profețește că prunca intrată în templu avea să fie preasfânta născătoare a Mântuitorului. Fecioara Maria avea să-și petreacă viața pe calea curăției trupești, practică puțin întâlnită în rândul oamenilor Vechiului Testament, împlinind astfel spusa profetului: poarta care nu se va deschide și niciun om nu va intra pe dânsa, căci Domnul Dumnezeului Israel a intrat pe ea și ea va fi închisă. Timp de 12 ani, Preacurata Fecioară se îndeletnicește în templu cu citirea Sfintei Scripturi, cu rugăciunea și cu lucrul mâinilor, după cum spune Sfântul Epifanie. Fecioara era ascuțită la minte și iubitoare de învățătură și nu numai Sfânta Scriptură învăța, ci și toarcerea lânii și a inului și la cusături cu mătase se îndeletnicea. Iar Sfântul German spune că Sfânta Fecioară primea pâine cerească de la îngerii care îi țineau companie și care îi dădeau învățătură. Petrecea Fecioara în Sfânta Sfintelor, primind hrană dulce de la îngeri. După legea veche, fetele trebuiau să se căsătorească sau să fie încredințate unui bărbat pentru ocrotire. Sfânta Fecioară refuză căsătoria, spunând că ea a fost închinată lui Dumnezeu și că a făgăduit să trăiască toată viața în curată feciorie. Pentru a nu-i încălca făgăduința, dar și pentru a păstra legea templului, arhiereii hotărăsc să aleagă un logodnic care să o ia în grijă și ocrotire pe Sfânta Fecioară Maria. Dintre cei 12 bărbați aduși la templul din Ierusalim, este ales prin semn divin dreptul Iosif, înaintat în vârstă, ca însoțitor și purtător de grijă al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Momentul intrării în biserica a Preacuratei este socotit drept începutul mântuirii lumii, Fecioara devenind ea însăși biserica via lui Dumnezeu, Preasfânta Născătoare a lui Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din pământul Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit și niciun fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer sus și din câte sunt pe pământ jos și din câte sunt în apele de sub pământ. Să nu te închin lor, nici să le slujești, că eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinților ce mă urăsc pe mine până la al treilea și al patrulea neam. Și mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua odihnei,
ca să o sfințești. Lucrează 6 zile și-ți fă în acelea toate treburile tale, iar ziua 7-a este odihna Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci în acea zi niciun lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine. Că în 6 zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt întrânsele, iar în ziua a 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a 7-a și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da ție. Să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu dorești casa aproapelui tău, să nu dorești femeia aproapelui tău, nici ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui și nici unul din dobitoacele lui și nimic din câte are aproapele tău. Amin.